Dragii mei, bine v-am regăsit! Mihalache este din nou aici pentru voi, am mai pregătit niște gherle pentru proiectul nostru All In 4x4, care în ultimul timp ați văzut că ne-a dat un pic de bătăi de cap după ce am câștigat săptămâna trecută, l-am dus la bun sfârșit și am avut un profit de peste 5.000 de euro, am fost foarte, foarte aproape să îl lovim iar. Fără nicio altă încercare, am ajuns la pariul 3 în weekendul trecut, dar ați văzut că ne-am lovit de Leipzig cu Bochum, unde s-au ratat două penaltiuri, și Marea Barcelona, care ne-a încurcat cu egalul de la Granada. Altfel am fi reușit să legăm pentru a doua oară la rând și să câștigăm destul de frumușel. Ceea ce aș vrea eu să vă explic până să vedem ce jucăm pentru acest weekend este faptul că trebuie să punem mare, mare accent pe disciplina mizelor. Știți că eu întotdeauna am încurajat parierea responsabilă și întotdeauna v-am zis să aveți mare, mare grijă la mize, să nu creșteți mizele dacă pierdeți un pariu, pentru că puteți să vă duceți în cap imediat, imediat. V-am explicat de atâtea ori. Sunt greșeli de începători, iar cele mai mari probleme apar din această cauză, din cauza lipsei de autocontrol, da? Cea mai mare bătălie în acest domeniu al pariurilor este cu tine însuți, să știi. Așa este. Dacă poți să te controlezi, vei avea succes pe termen lung, pentru că așa cum avem, cum am avut o serie, de exemplu, foarte, foarte bună pe pariurile live, am avut 13 câștigătoare la rând acum vreo 3 săptămâni, e, uite că acum am avut vreo 5 pierzătoare la rând. Deci aceste serii consecutive, da, pot apărea atât în bine cât și în rău. Nu depinde de noi, iar gestionarea mizelor este punctul cheie, da? Trebuie să avem grijă. Am întâlnit fel și fel de oameni care au avut problema aceasta și din păcate nu au ajuns cum trebuie. Țineți minte că noi jucăm la acest proiect All In 4x4, care a avut un succes extraordinar. Gândiți-vă de ce foarte mulți au început să mă copieze acum cu acest All In 4x4, da? De ce nu joacă All In 5x5 sau All In 3x3? Pur și simplu așa mi-a venit mie ideea, așa am vrut să o fac. Cum avem succes cu un proiect, cum începe să fie copiat. Practic puteți să faceți și voi singuri, să plecați cu 3 proiecte deodată. E strict treaba voastră, dar cel mai important lucru este acela să aveți grijă mare la mizele pe care le folosiți. Eu aici folosesc 0,2% din bugetul meu, v-am zis de foarte multe ori, plec de la 100 de lei. Practic, pentru un om care are un buget de, nu știu, 5.000 de lei, el poate să plece de la 10 lei. Da? De la 10 lei, dacă ajungi la 2.600, e o performanță. Așa cum am ajuns eu de la 100 la 26.500, da? E peste 5.000 de euro profit. Gândiți-vă că acum putem să pierdem de încă 200 de ori proiectul acesta. Putem să pierdem de 200 de ori și tot suntem pe plus la acest proiect. Da? E matematică simplă de clasa a doua. Puteți să calculați singuri. Chiar dacă mai sunt unii care râd sau care, nu știu, încearcă să facă mișto, a, domne, jucați All In, nu știu ce, e, uite, banii sunt în cont, da? Adică matematica este simplă pentru oricine, dar cu această condiție principală de a vă respecta întotdeauna mizele și de a nu le mări, da? În cazul în care pierdeți un pariu. Ați văzut că eu sunt consecvent acolo, prindem pariul 1, poate pierdem, jucăm iar cu aceeași miză, prindem pariul 2, prindem pariul 3, dacă prindem pariul 3, ați văzut că ajungem la sume foarte mari, din care deja puteți să vă retrageți o parte și să vă asigurați un profit, chiar dacă următorul pariu poate fi pierzător, așa cum s-a întâmplat și săptămâna trecută la pariul 4. Bun, haideți să nu o mai lungim, să vedem ce jucăm pentru acest weekend. Nu uitați că la Betano, dacă vă înregistrați prin linkul promoțional pe care vi-l las eu în secțiunea de comentarii și în descrierea acestui clip,
o să primiți un bonus de până la 500 de lei instant la prima depunere, egal cu prima depunere. Dacă vă depuneți 200 de lei în cont, o să mai primiți 200 din partea casei cu niște condiții de rulaj destul de ok, parcă de 5 ori la cotă minimă 1,60. Dacă rețin eu, dacă nu vă uitați acolo, apăsați pe acel link și este descris. Nu uitați și de grupul meu de Telegram, grupul gratuit de Telegram, acolo unde postez și celelalte proiecte pe care le joc, și pariurile live și multe alte idei. Aveți linkul de acces pe ecran și în secțiunea de comentarii și de descriere a acestui clip. Vă aștept acolo în număr cât mai mare, iar la acest episod de pe YouTube aștept și comentariile voastre referitoare la meciurile din acest weekend. Poate mă mai inspir și eu de niște cote bune pe care nu le-am văzut, da? Să le inspir de la voi. Haideți să vedem ce jucăm. Bun, am deschis aplicația Betano, una dintre cele mai bune aplicații de pariuri sportive din România și nu exagerez cu absolut nimic când spun acest lucru. Am mers direct pe meciurile de la Euro 2024 din weekend și mă opresc la Ucraina cu Macedonia de Nord. Activez funcția Bet Builder din partea dreaptă sus, care știți foarte bine că ne permite să jucăm mai multe evenimente din cadrul aceluiași meci pe același cupon de pariere. Și o să iau aici 1x, că nu pierde Ucraina. Merg la peste sub și o să iau că Ucraina înscrie minim un gol, că de obicei își face treaba, nu e ca România. Iar la cornere o să caut Ucraina peste sub suplimentar. Uite aici, peste 3,5 cornere, minim 4 cornere. Ucraina joacă destul de bine pe flancuri. Bun. Duminică avem un meci interesant, Norvegia cu Spania, și aici voi juca destul de curajos, activez și aici Bet Builder-ul, iau X2 că nu pierde Spania, iar la cornere vreau să joc că Spania o să aibă cele mai multe cornere. Vă dați seama că Spania de obicei cu jocul acela ucigător de posesie mai mereu are mai multe cornere, cu excepția meciului Tur, unde chiar Norvegia a avut mai multe cornere, dar nu știu dacă o să se mai întâmple asta. Găsim această selecție la two-way handicap cornere. Spania minus 0,5 înseamnă că Spania trebuie să aibă mai multe cornere decât Norvegia ca să câștigăm pariul. Am explicat asta 100 oară pentru cei care nu înțeleg cum funcționează pariul în handicap asiatic, fie că e la cornere, fie că e la goluri. Și cel de-al treilea meci este marți, Serbia cu Muntenegru, unul solist, nici nu mai stau la discuții, sunt chitit pe acest meci. Așadar, din cele trei meciuri avem o cotă finală de 4,27 pe care mizez 100 pariul cu numărul 1 din cadrul proiectului All In 4x4. Biletul a fost plasat, să avem succes! Dragii mei, vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și la acest episod de Bet Builder. Vă doresc să aveți mult succes în toate pariurile pe care le plasați și vă reamintesc, fiți foarte, foarte cumpătați cu mizele în general la pariuri. Iar dacă v-a plăcut ceea ce am spus eu aici, vă aștept și cu un like acolo sau cu un dislike. Ați văzut că am oameni la mine în grup care la orice postare dau un dislike, un hate. Pentru asta trăiesc ei practic, dar nu contează, e bine să avem și așa ceva, sunteți liberi să vă exprimați părerea exact așa cum este ea. Vă doresc succes și un weekend cât mai profitabil.